Un garaj de pe strada Calea Urheiului a fost cuprins de flăcări în această după-amiază. Salvatorii au intervenit de urgență și au reușit să lichideze arderea în timp util, fără ca focul să se extindă. Proprietarul construcției spune că totul s-a întâmplat foarte repede și nu a reușit să înțeleagă de unde, de ce a izbucnit incendiul. Incendiul a izbucnit în jurul orei 14. Un garaj de pe strada Calea Urheiului din cartierul Poșta Veche a luat foc. Proprietarul construcției ne-a spus că totul s-a întâmplat foarte repede. În doar câteva minute a văzut cum toate bunurile din interior sunt mistuite de flăcări. Nu știu, la mine tot era deschis. Eu lucram, am dus un ciment, m-am scoborât, arde. Dar în 10 minute n-am fost, am ieșit și a început să ardă la mine. Și ce aveați acolo? Ce păstrați? Detece, pentru remont am avut, plitcă am avut, uși, tătă o ars, instrumente, o izbucnit ca, nu știu, catastrofă. Bărbatul din imagine a văzut flăcările și a decis să se oprească pentru a da o mână de ajutor până la sosirea pompierilor. Am oprit mașina și am sărit în ajutor, altfel, nu zici. Dar era focul foarte mare. Foarte fiern. Eu sunt locatar alături și m-a uitat că buhnește, nu știu, când am dat pe geam, m-a uitat, era o fumaraie, că Doamne ferește. Am văzut că arde și îl ajutam sting. Dar de la ce s-a aprins? Nu cunoaște? Nu v-a spus? Nu știu la ce, nu pot vă spun. La lichidarea incendiului au intervenit 4 echipe de salvatori și pompieri. Angajații GSU au reușit să stingă focul în doar câteva minute, însă a fost afectată o suprafață de circa 30 de metri pătrați, iar toate bunurile aflate în interiorul construcției au fost mistuite de flăcări. Câte autospeciale au fost pe loc și în cât timp ați lichidat incendiul? 3 autospeciale. Timpul la moment nu cunosc, noi am lucrat și nu cunoaștem. Cauza nu cunoaștem, dar la moment. Cauza și circumstanțele producerei incendiului urmează a fi stabilite.